Slavă Domnului! Îl binecuvântăm pe Dumnezeu și în ziua de miercuri, 19 aprilie 2023, împreună cu frații și surorile care n-au obosit să meargă pe calea către Rai. Cuvântul Domnului, care stă la baza mesajului care urmează, se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 28, de la versetul 1 până la versetul 20. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, după cum zisese, veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți, iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis: spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi. Că vă vom scăpa de grijă. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, ei s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Slăvit să fie Domnul! Titlul mesajului care urmează este următorul: învierea lui Iisus și legea cauză-efect. În universul nostru există o lege nescrisă numită legea cauză-efect. Adică orice se întâmplă în lume sau în natură are o cauză. Orice cauză are un efect sau un rezultat sau chiar mai multe. În cazul de față, și învierea lui Iisus este un efect a unei cauze. Și cauza care a dus la învierea lui Iisus a fost planul lui Dumnezeu de mântuire și de salvare. Desigur, devenind învierea lui Iisus un efect, a devenit și o cauză pentru alte efecte în lanț pe care le-am numit eu. Aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvânteze să înțelegem lucrul acesta. Pentru creștinii falși sau creștinii nominali, efectele învierii lui Iisus nu se văd în viața lor, pentru că ei sunt legați de lumea văzută. Trăiesc pentru plăceri, pentru mâncare, băutură, distracții și așa mai departe. Privind la cuvântul din ziua de astăzi, descoperim câteva efecte a unei cauze. Și cauza aceasta este în primul rând planul lui Dumnezeu și apoi învierea Domnului Iisus Hristos. Privind la învierea lui Iisus Hristos, crezând și având convingerea aceasta că
învierea lui Isus a fost în planul lui Dumnezeu și a vizat salvarea omenirii, respectiv salvarea mea și a ta de la o sânda veșnică, înțelegem din cuvântul de astăzi, în primul rând, ordonarea corectă a priorităților. Cuvântul Domnului spune că femeile acestea l-au pus pe Iisus pe primul loc. Înțelegem lucrul acesta prin faptul că ele, desde dimineață, când începea să se lumineze de ziua, au pornit să-L caute pe Domnul și au dorit să-L vadă pe Domnul. Asta înseamnă căutarea Domnului Iisus Hristos să devină prioritatea zero. Întrebare pentru mine și pentru cei care mă ascultă. Ce efect are în viața ta învierea Domnului Iisus sau ce loc mai ocupă Domnul printre multe activități pe care noi le avem și printre multe scuze pe care noi le inventăm atunci când e vorba de căutarea lui Iisus și de slujirea lui Iisus? Un alt efect al învierii lui Iisus este asumarea riscului. Al căuta pe Iisus în ciuda tuturor pericolilor care se pot ivi. Persecuții, martiraj, în vremea stăpânirii romane erau tulburări, judecăți, procese, străjerii care păzeau mormântul, piatra de la ușa mormântului, toate acestea au fost piedici. Femeile au plecat la mormânt neținând cont de aceste pericole. Pentru ele, cel mai important lucru și cea mai importantă persoană era Iisus Hristos, Domnul. Aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Atunci când e vorba de Domnul Iisus, nimic n-a trebuit să ni se pară prea mult și nimic n-a trebuit să ni se pară prea greu. Nici oboseală, nici plictiseală, nici sacrificiu. Pentru că un alt efect al învierii lui Iisus este sacrificiul de sine. A renunța la somn, a renunța la confort, a renunța la privilegii, a renunța la aprecieri din partea oamenilor. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să se regăsească aceste efecte în viața mea și în viața noastră. Privind la cuvântul care ne stă în față, mai descoperim un efect al acestei cauze a învierii Domnului Iisus Hristos. Mărturia. A spune despre El, despre învierea Lui. Cuvântul Domnului ne spune că îngerul a spus la versetul 7, duceți-vă repede. Asta înseamnă urgență, asta înseamnă importanță, asta înseamnă permanență. Duceți-vă repede. Cred că cea mai mare urgență al vieții noastre pe pământ, activităților noastre, este să împărtășim altora lucrarea de mântuire, învierea Domnului Iisus Hristos. Ne spune cuvântul mai departe că ele au luat în serios această trimitere și au alergat. Asta presupune transpirație, asta presupune o țintă, un scop, asta presupune ascultare fără rezerve. Aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și efectul acesta să se regăsească în viața noastră. Un alt efect al învierii Domnului Iisus este bucuria, versetele 8 și 9. Ele au plecat cu frică, cred că e vorba de o frică sfântă și cu o mare bucurie. Domnul Iisus Hristos a înviat ca să aducă lumii o religie a bucuriei, izvorâtă dintr-o relație cu sursa bucuriei. O religie care aduce satisfacție și împlinire sufletească. Și spun, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Întrebam pe cineva, călătorind într-o mașină de ocazie, spunem, Domnule, dacă religia pe care dumneata o ai, ți-aduce vă bucurie, ți-aduce vă satisfacție. Și răspunsul a fost următorul. O, nici vorbă. Când mă gândesc câți bani trebuie să plătesc la să las atunci când mor în urma mea să plătească mormântarea, chiar n-am de ce să mă bucur, n-am niciun fel de satisfacție. Ori eu aș vrea să cred că cei care ascultăm mesajul acesta, care citim Scriptura,
și credem în învierea Domnului Iisus, răspunsul nostru ar fi altul. Religia care o avem, credința care ne avem, ne aduce împlinire sufletească, ne aduce bucurie. Și aș dori ca alergarea noastră, așa ca femeilor, să fie și cu frică de Domnul și cu mare bucurie. Bucuria trebuie să se citească pe fețele noastre, să se vadă în slujirea pe care noi o facem, cum spunem Psalmul 100, slujiți Domnului cu bucurie, ca pentru Domnul. Doamne, ajută-ne! Am întâlnit creștini care slujesc fără bucurie. Atunci când au fost solicitați să cânte o cântare, spre slava Domnului, au găsit scuze. Atunci când au fost solicitați să împărtășească un cuvânt din partea Domnului, iar de asemenea au dat înapoi, au găsit tot felul de scuze care nu rezistă în fața lui Dumnezeu. Deci slujirea noastră trebuie să fie cu frică de Domnul și cu mare bucurie. Un alt efect al învierii Domnului Iisus este părtășia frățească. Părtășie înseamnă a avea ceva în comun. Fiecare avem casele noastre, proprietățile noastre, avem documente și uneori ne judecăm pentru proprietățile noastre, dar avem ceva în comun fiecare dintre noi. Avem pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Ei ne aparțin fiecăruia dintre noi și spunem slăvit să fie Domnul. Pe Dumnezeu nu-L putem monopoliza să spunem Dumnezeu este numai al meu sau Domnul Iisus cel înviat este numai al meu sau Duhul Sfânt este numai al meu. Duhul Sfânt, Domnul Iisus, Tatăl Ceresc, sunt ai fiecăruia dintre noi și spun slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Părtășia și acest adevăr ne adună, ne face să fim o echipă, ne face să fim un trup, să simțim unii cu alții, să ne prețuim unii pe alții. Un alt efect al învierii Domnului Iisus Hristos este adevărata închinare, bazată pe o relație personală și nu pe imagine sau pe înlocuitori. Versetul 9, i-au cuprins picioarele și s-au închinat. Ucenicii, de asemenea, în fața marii trimiteri, i s-au închinat Mântuitorului. Asta înseamnă o închinare pe o relație personală, permanentă. Și spun, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Descoperim în vremea în care suntem, realitățile confirmă lucrul acesta, că foarte mulți oameni se mulțumesc cu înlocuitori. Există titlul unei cărți intitulat Când imaginea suprimă cuvântul. Oameni care dezvoltă o cultură a imaginii în vremea noastră. Reprezentări grafice, pantomime de tot felul, simboluri, obiecte în formă de cruce, tot felul de superstiții care conduc la un sincretism religios, la un amestec de obiceiuri și de tradiții. Tot felul de talismane, obiecte care cred oamenii că aduc noroc, tradiții și toate acestea. Ori noi suntem chemați să ne bazăm crezul nostru pe o persoană și aceasta este Domnul Iisus Hristos cel înviat din morți. Și spunem slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Un alt efect al învierii Domnului Iisus Hristos este confruntarea cu manipularea maselor. Cuvântul Domnului ne spune și scoate în evidență corupția din vremea Domnului Iisus Hristos, atunci când străjerii au primit bani ca să deturneze adevărul, să ascundă adevărul. Trăim într-o vreme când sunt mulți oameni conștienți de realitate, dar folosesc informații false, mijloace false, false să mintă poporul. Așa cum mințeau atunci că l-au furat pe Domnul. Îmi spunea cineva că pe timpul evreilor, când erau mulți în România, atunci când erau salutați cu Hristos a înviat, unii dintre evrei răspundeau, adevărat, l-au furat. Deci, atât de manipulați au fost. Și în vremea asta auzim tot felul de manipulări. Icoane care plâng, însemne religioase în formă de cruce, prin copaci, prin diverse locuri și așa mai departe. Tot felul de
închipuiri. Un alt efect al învierii Domnului Iisus Hristos este misiunea sau marea însărcinare, de la versetul 16 la versetul 20. Motivația cea mai puternică care stă la baza misiunii, a vesti Evanghelia în alte culturi, în păgânism, este învierea lui Iisus Hristos. Aceasta a spus și îngerul femeilor, duceți-vă repede. Și Mântuitorul, în mod personal, a spus versetele 19 și 20, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Aceasta a fost trimiterea din partea celei mai mari autorități. Pentru că misiune înseamnă trimiterea din partea unei autorități. Și autoritatea supremă din univers care a făcut această trimitere a fost Iisus Hristos, cel înviat, care a biruit moartea. Și spunem, slăvit să fie Domnul. Trăim într-o lume în care autoritățile trimit ambasadori, trimit oameni în misiuni militare, politice, de afaceri, culturale, și oamenii sunt gata să se ducă, să-și asume riscul pe front la consultări diplomatice, pentru că sunt trimiși de autoritate. Oare nu cu atât mai mult ar trebui să îndeplinim noi această mare misiune, pentru că suntem trimiși de cea mai mare autoritate din univers, Iisus Hristos, care a biruit moartea. Spun, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Pentru că El dă și resursele de care omul trimis, creștinul trimis, are nevoie. Și în Fapte, capitolul 1, Mântuitorul a spus, voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Deci Dumnezeu nu ne trimite fără resurse, deși El spunea într-o împrejurare, iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. El ne-a prevenit că lumea în care noi mergem să vestim cuvântul, să împărtășim învierea lui Iisus Hristos și jertfa Lui și mântuirea Lui, este o lume ostilă, împotrivitoare Evangheliei și acestei vești minunate care îi poate salva pe oameni. Dar apostolul Pavel, legat de aceasta, spunea, comoara aceasta purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. De foarte multe ori întâlnim oameni care cu tupeu au curaj să vorbească toate nebuniile de pe lume și asumă riscul pentru lucrul ăsta. Și când e vorba noi să vestim Evanghelia, știm că de partea noastră este Dumnezeu, ezităm, suntem cuprinși de frică, de rușine, de tot felul de scuze și așa mai departe. Și spun, Doamne, iartă-ne ori de câte ori am dat înapoi, iartă-ne ori de câte ori am găsit scuze, iartă-ne ori de câte ori am ales să facem altceva decât marea trimitere, am înlocuit misiunea încredințată de tine cu tot felul de emisiuni, aș putea spune, pământești, firești. Un alt efect al învierii Domnului Iisus Hristos este călăuzirea sau prezența Duhului Sfânt. La versetul 7 spune cuvântul, iată că El merge înaintea voastră. Așa spune cuvântul Domnului. A doua parte a versetului 7. El merge înaintea voastră. Cât de mângâitoare sunt aceste cuvinte. El merge înaintea ta și merge înaintea mea. El ne-a trasat un drum. El ne este un model. Și nu numai că merge înaintea noastră, spune cuvântul Domnului, a doua parte a versetului 20, și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Asta înseamnă că nu există o clipă, nu există un moment, nu există o zi din viața noastră în care să lipsească Domnul. Din slujirea noastră, din activitatea noastră, cât de mângâitoare sunt aceste cuvinte. Că El nu ne lasă singur nicio secundă. Prezența Lui este permanent alături de urmașii Săi. Un alt efect al învierii Domnului Iisus este biruința asupra morții. Nădejdea deplină că moartea a fost înghițită de biruință.
Spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15, punea întrebarea, unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Și continuă și spune, moartea a fost înghițită de biruință. Și spunem, slăvit să fie Domnul. Un alt efect al învierii Domnului Iisus Hristos este puterea învierii Lui. Adică învierea din păcate. Veseni 2, voi erați morți în păcatele și în greșelile voastre, dar ați fost aduși la viață împreună cu Iisus Hristos. Am fost plasați în locurile cerești, într-o atmosferă de sfințenie. Și spun, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Aceasta ne duce cu gândul la un alt efect al învierii Domnului Iisus, învierea fizică. Romani 8:11. Duhul celui care a înviat pe Iisus dintre cei morți, va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care este în voi. Și doresc ca Dumnezeu să ne dăruiască această nădejde. Apostolul Pavel avea nădejdea aceasta. Un alt efect al învierii Domnului Iisus Hristos este încrederea de neclintit că El este cu noi în mod permanent. Toată lumea să spună că suntem rătăciți, toată lumea să spunem că suntem părăsiți, mai ales atunci când trecem prin necazuri, oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu prin relație personală, pun întrebări. Dacă voi sunteți credincioși, pocăiți, de ce treceți prin necazuri, de ce treceți prin accidente și așa mai departe. Ei nu pricep și n-au încrederea aceasta că și atunci Domnul este cu noi. El și atunci merge înaintea noastră. Ne dă putere să trecem prin necazuri, fără să ne pierdem încrederea, fără să ne pierdem mințile, și rămânem stabili și atunci avem puterea să mulțumim lui Dumnezeu, să-i cântăm lui Dumnezeu și să mărturisim puterea lui nemărginită. Slăvit să fie Domnul! Au fost și alți sfinți înaintea noastră care au trecut prin necazuri, apostoli trimiși în tot felul de pericole, în primejdie pe mare, spunea Apostolul Pavel, în primejdie în mijlocul creștinilor mincinoși, în primejdie pe râuri din partea tâlharilor și așa mai departe. Dar prin toate acestea, oamenii au avut încrederea să rămână lângă Dumnezeu și să-L mărturisească cu orice risc. Asta datorită faptului că învierea lui Iisus Hristos a fost demonstrată, dovedită, cu surse biblice, cu surse extrabiblice, demonstrată de Domnul Iisus, demonstrată de îngeri, demonstrată de sfinți prin propovăduirea lor, prin puterea pe care au primit-o și atunci când s-au rugat, Domnul prin ei au înviat pe alții din morți, pentru că El a spus, versetul 18 din 28 Matei, Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Slăvit să fie Domnul că deasupra noastră este așa, această putere absolută care ne dă nădejde, ne dă curaj să slujim Domnului cu toată bucuria și să dăm dovadă de ascultare. Și femeile și ucenicii au ascultat, s-au dus. Și spunem în Epistola către Evrei, capitolul 2, Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri, felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Dumnezeu nu face minuni de a face reclamă falsă. Sau Dumnezeu nu face minuni să satisfacă curiozitatea bolnavă a unor oameni. Ci Dumnezeu însoțește vestirea Evangheliei cu semne și minuni. Dacă ne întrebăm de ce în vremea asta nu se fac minuni la nivel apostolic, răspunsul este foarte simplu. Nici implicarea noastră nu este la nivel apostolic. Nici ascultarea noastră nu este desăvârșită în ce privește misiunea. Dacă vrem semne și minuni, să fie însoțită mărturia noastră cu puterea supranaturală a lui Dumnezeu, să facem ce au făcut femeile. Au alergat, s-au dus repede. Ucenicii s-au dus și au vestit Evanghelia. Și Dumnezeu și-a proslăvit numele însoțind vestirea Evangheliei.
Aș dori ca bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Întrebarea noastră nu ar trebui să fie de ce nu se mai fac minuni. Întrebarea noastră ar trebui să fie alta. Oare cum de se mai fac încă minuni? Pentru că la câtă implicare avem noi, cred că ar trebui să nu mai vedem nicio minune. Dar Dumnezeu, în îndurarea Lui, încă își păstrează mărturia și spunem slăvit să fie Domnul. Să ne ajute Domnul și să rugăm pe Domnul că aceste efecte ale cauzei, adică învierii Domnului Iisus, să se regăsească în viața noastră și spun, Doamne, ajută-ne la toate acestea. Amin.